Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori ai sportului, la o nouă întâlnire pe emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune ETV Galație Brăila. Galațiul e unul din orașele cu foarte multe cluburi de copii și juniori, dar și unul din orașele cu o infrastructură deficitară pentru fotbal. Singurul club care se poate lăuda că are o bază sportivă proprie este Șoimii Dunăreni, club care se apropie de aniversarea 7 ani de existență și care pregătește noi proiecte de dezvoltare. Îi avem în studioul nostru pe cei doi inițiatori ai proiectului, Paul Voicu, președintele clubului. Bună ziua și bine ai venit, bună Paul! Ziua. Și Ciprian Milea, vicepreședinte, de asemenea antrenor la grupele de copii și juniori ale clubului. Bună ziua și bine ai venit, Ciprian! A cui a fost inițiativa creării acestui club și cu ce intenții? Clubul a fost inițiativa mea de acum 7 ani. A venit în urma probabil unei neîmpliniri, pentru că în copilărie am făcut parte dintr-un club privat, primul cred că din țară, Salbero, și a trebuit să renunț la un moment dat. Dar i-am urmărit cu atenție pe colegii mei de atunci, mulți dintre ei ajungând să joace la Liga 1 și chiar la echipa națională. Iar unul din ei este actualmente colegul meu, Ciprian Milea. De aici a pornit ideea de la acest club, Salbero, de a renaște ceea ce domnul Bezman a făcut în anii 90. Și m-am bucurat și mă bucur în continuare foarte mult de evoluția acestui club. Și care au fost intențiile? Pentru ce? În primul rând, am vrut să aducem o bucurie copiilor. În acea perioadă, cluburile finanțate de stat începuseră să scârție. Chiar au și dispărut câteva. Pe piață mai existau foarte puține cluburi private și atunci am zis că trebuie să luăm această inițiativă, să o ducem mai departe. Chiar ne-am bucurat de un real succes, cred că în 2 săptămâni, mergând prin grădinițe, am strâns peste 60 de copii. Ciprian, tu cum te-ai lăsat atras în acest proiect? Da. În primul rând, după ce m-am lăsat de fotbal, gândul meu a fost să continui în acest domeniu, în această meserie. La propunerea lui Paul să vin alături de el, să creștem un club frumos, să aducem copii, să-i dezvoltăm ca și oameni în primul rând, după care să aspirăm la, eu știu, la lucruri mai mărețe. Nu am stat pe gânduri. Am zis da din prima, pentru că îmi doream să activez în acest domeniu. Faptul că îl cunosc pe Paul de foarte mult timp, am fost colegi cu el la junior la Salbero, am zis că putem să facem un lucru frumos împreună și la momentul acesta eu zic că suntem pe drumul cel bun, încercăm să creștem copiii cât mai frumos și de ce nu să-i scoatem fotbaliști. Da, am înțeles că în proiect mai e o persoană inclusă, nu sunteți numai voi doi, nu? Da, și el din păcate nu este astăzi lângă noi, dar pe lângă acea persoană, mai sunt și ceilalți antrenori care compun întreaga familie a Șoimilor. Practic, pe asta ne-am bazat, am încercat și încercăm în continuare să facem ca o familie, lucru care de-a lungul timpului ne-a adus rezultate foarte bune. Apropo, care e semnificația denumirii clubului Șoimii Dunărene? Cui da, a fost ideea? Tot a mea a fost ideea, dar a venit în urma consultării unor cărți. Am căutat să găsesc ceva semnificativ pentru zona noastră. După cum știți, Ancora, Portul, toate aceste denumiri sunt luate. Și atunci m-am concentrat pe altceva și în zona noastră am găsit Șoimul Dunărean ca fiind în vârful lanțului trofic al faunei din zona noastră. Și am spus că asta vrem și noi, să creștem cei mai buni copii. Cei mai buni șoimi, da, exact. În fotbal, da.
Ciprian, tu ești un produs al fotbalului gălățean, format la Salbero, apoi la FCM Dunărea, cu peste 120 de prezențe în prima ligă. Puțină lume știe însă că ai făcut parte din lotul echipei de fotbal Oțelul în 2011, atunci când au câștigat campionatul. Tu atunci ai avut marele ghinion, nu, să te accidentezi. Da, eu sunt mândru că am făcut parte din acel lot senzațional care a câștigat campionatul, ceva unic în Moldova și în România. Nimeni nu dădea nicio șansă Oțelului să ia campionatul și au demonstrat că sunt o echipă puternică. Țin să mulțumesc domnului Dornel Munteanu pentru că mi-a întins o mână de ajutor să vin lângă echipă, să simt atmosfera unor, din nou, a unor meciuri tari, a unor, nu știu, erau într-un pe primul loc atunci în clasament, să simt bucuria la fiecare meci a victoriilor. Și faptul acesta mi-a dat motivație și m-a ajutat să merg mai departe în carieră. Dovadă că după ajutorul primit din partea Oțelului, eu am ajutat la Liga 1 cel puțin 7 ani. Sunt mândru că am făcut parte din acel lot și nu știu, țin să mulțumesc că mi-a relansat cariera Oțelul Galați la momentul acela. Da. Acum, dacă am stabilit cu cine vorbim și despre ce vorbim, să intrăm puțin în detalii. Înțeleg că veți intra în cel de-al 8-lea an de existență. Cu ce rezultate vă puteți lăuda de-a lungul celor 7 ani? Rezultatele sunt extraordinare, la modul că, în afara faptului că am câștigat campionatele județene cu mai toate grupele de vârstă de-a lungul acestor ani, din păcate a venit această pandemie care ne-a întrerupt un pic evoluția, dar cred că cel mai mândru sunt de faptul că doi dintre copiii care au fost antrenați la grupele noastre au ajuns la echipa națională a României, la categoria lor de vârstă, și anume sub 17 ani actualmente. Iar ultimul a fost selecționat acum o săptămână. Este vorba de fostul capitan al echipei, Paul Popa îl cheamă, și el activează acum pentru Sepsi Sfântul Gheorghe. Iar al doilea este Leo Dragomir și el a fost selecționat pe vremea când încă era la Șoimii Dunăreni, prima lui selecție la echipa națională, sub 15 ani la momentul respectiv. El ulterior a fost transferat de noi la FCSB, unde a evoluat până anul ăsta și acum este la CFR Cluj. Pe lângă asta avem acum una din echipele cei mai mari pe care îi mai avem în acest moment. Sunt pe locul întâi în campionat, sunt foarte bine văzuți, chiar 8 dintre copii sunt selecționați la această selecționată județeană și suntem foarte mândri de rezultatele noastre de până acum, ale noastre, ale tuturor din cadrul Șoimilor, în special antrenorii. Și vrem să facem din nou, să o luăm de la început cu grupele cele mai mici, așa cum am făcut-o și în anul înființării. Noi în luna mai împlinim 7 ani de existență și cu ocazia asta să vă transmit că vreau să reiau acea cupă Salbero, va fi ediția 3-a, va fi reinventată, până acum primele două ediții au fost iarna. Vrem să facem vara pentru că avem acea bază sportivă foarte frumoasă. Vrem să facem chiar în luna mai, când împlinim 7 ani, pentru că încă mai sunt colegi în activitate și am vrea și ei să participe la acest eveniment. Deja am luat legătura cu mulți dintre foștii colegi și toți au răspuns pozitiv. Chiar deci un turneu la care să participe foștii jucători. Exact, exact. Jucători și de la lucrăm la Salbero. Un turneu și pentru copii. Uh-huh. Pentru că vreau să leg această sărbătoare, să fie un turneu mare anual și în care să ne reîntâlnim noi, foști componenții ai Salbero, cu alte surprize.
vom chema jucători și de la alte echipe. Facem un turneu demonstrativ, iar pe lângă vrem să naștem pentru Galați un turneu de juniori foarte puternic. Da. Cam ce nume sunt pe listă? Păi deja lângă mine, Ciprian, care a confirmat, chiar alaltă ieri mi-a confirmat și Alex Băurceanu, Alex Tănăsilă, Silviu Zvoranu va fi prezent cu siguranță. Bozga, Jean. Jean Bozga. El e în activitate, nu? El este încă în activitate, la fel este și Cristi Sârchi. Și probabil va veni și el dacă la momentul respectiv va fi liber și va fi aici. Sunt mai multe nume destul de cunoscute în fotbalul românesc. Mai este și Vali Ioviță, Adi Ropotan, care la fel în anii trecuți când am organizat, mi-a spus că își dorește foarte mult să participe la această reuniune, dar de fiecare dată era angrenat în competiții sportive. Da. Deci veți face un turneu de veterani combinat cu un turneu de juniori. Exact. Asta vă doriți să organizați atunci când va veni momentul aniversar. Da, și cu ajutorul colegilor care au evoluat în Liga 1 și a doua, încercăm să aducem și alți jucători de la alte echipe să facem un turneu captivant, un turneu la care... Eu știu, să vină cât mai multă lume și care să inspire copiii. Am înțeles. Sunteți clubul care a dat cei mai mulți copii la CSM Galați, nu? La înființare. Aveți vreo colaborare cu clubul municipalității? Da. Acest lucru s-a întâmplat acum câțiva ani. A venit din două motive. Unul la mână este această lipsă de infrastructură de care vorbeam mai devreme, pe care aminteați. Lipsa aceasta de infrastructură a împiedicat foarte multe cluburi private de a duce copiii mai departe la juniori B, juniori A și chiar la seniori. Deci în momentul în care se face trecerea copiilor de la teren mic la teren mare, acolo apare o mare problemă, fiindcă nu prea sunt terenuri accesibile în oraș, unde să-și desfășoare activitatea atâtea cluburi câte sunt de copii. Și în general cam acolo apare o ruptură și se produce un fel de selecție, nu? Și... Da, dar știți, aici e o problemă. La un moment dat multă lume nu vorbeau chiar de bine despre cluburile private. Ei spuneau că aceste cluburi, de fapt, sunt înființate doar pentru bani. Ulterior, chiar m-am bucurat foarte mult să vină oameni, nu o să le dau numele acum, dar din fenomeni care încă activează la un nivel foarte înalt, la Liga 1, și care și-au cerut scuze și au spus că acum au văzut cât de importante au fost aceste cluburi, că aceste cluburi private au ținut fotbalul gălățean cel puțin în viață, pentru că o să ne uităm, sunt câțiva ani de zile în care nu mai era nicio echipă finanțată de stat și toți copiii erau la cluburi private și astfel s-a dus mai departe, pentru că am fi avut o pauză de câțiva ani în care nu am fi avut niciun copil, da? Un junior sau să se ducă cineva mai departe. Și iată că acum sunt foarte mulți copii din Galați care fac pasul la alte echipe, la Academia Hagi, la echipa națională. Vreau să menționez acest aspect pentru că noi am făcut tot posibilul să-i ducem până la o anumită vârstă. După această vârstă, ei au nevoie de infrastructura mare, de terenuri mari. Nu poți, ca și club autofinanțat, da? Toți suntem în aceeași oală. Suntem cluburi autofinanțate, într-adevăr, din această taxă. Din această taxă se plătesc salariile antrenorilor. Și mai nou se plătesc chiriile infrastructurilor unde practicăm fotbalul. Noi suntem norocoși. Am gândit și au venit alături de mine asociații mei și am gândit această bază. Am spus că să facem măcar
piramidal, să ne ridicăm în trepte. Prima dată să avem terenurile mici pentru cei mai mici dintre ei și ulterior, dacă ne putem susține financiar, să mergem către un teren mai mare pentru 8+1, de exemplu, cei până în 15 ani și ulterior să vedem cum putem să accesăm, eu știu, fonduri sau din propriile fonduri, să mergem mai departe, să ajungem poate chiar la seniori într-un final. Dar acest aspect este extraordinar de greu pentru cluburile private. E complicat, nu? Să ții un teren de dimensiuni oficiale, să spun. Da, chiar vorbeam că un teren natural, de exemplu, cu iarbă naturală, nu este atât de greu de făcut pe cât este de întreținut. Acolo este o mare problemă, acolo sunt costuri extraordinar de mari, acolo ai nevoie de angajați doar pentru chestia asta și ai nevoie în permanență de irigat, de îngrășăminte și tot și ce înseamnă. Și nici nu poate fi folosit ca un teren sintetic non-stop, adică exact. Acolo nu poți intra exact. Decât după un program care să dea timp să se refacă. Da, da, da. Da, deci până la urmă singura soluție rămâne infrastructura care, aceasta mare, să spunem, care să fie asigurată de oficialități, fiindcă altfel cluburile private în niciun caz n-ar putea să susțină o astfel de bază. Eventual dacă cineva, eu știu, cu o afacere foarte mare în spate. Ăsta a fost motoul meu când am pornit la acest drum și am făcut acest proiect cu baza sportivă. Performanța fără business nu se poate realiza și atunci ea trebuie susținută din spate de un business. Nu poți să te bazezi pe, eu știu, banii de la un sponsor sau, nu mai spun, de la autorități. Cred că suntem singurul club, nu știu, care nu am solicitat niciodată ajutorul autorităților. Chiar iar vreau să vă întreb, fiindcă n-am văzut numele clubului. Niciodată nu am solicitat sprijin financiar. Eu am venit cu alte propuneri. Am spus că decât să se dea bani către cluburile private, din punctul meu de vedere ar trebui în fiecare an acea sumă totală să fie investită într-o nouă bază sportivă. Sunt cel puțin 3-4 stadioane, terenuri de fotbal în Galați, care sunt în paragină, care sunt de vânzare. Eu personal m-am interesat pentru că ne-a luat foarte mult timp să găsim un teren unde am făcut această bază. Sunt 5.000 de metri pătrați. Este extraordinar de mult să poți să găsești și la un preț rezonabil, pentru că nu poți să faci două terenuri de fotbal, de mini-fotbal și să dai 500.000 de euro doar pe teren. Atunci nu mai e profitabil cu absolut nimic, nu mai poți să acoperi acea cheltuială niciodată. Acele terenuri, le știți cu toții, sunt cele de la fostul Metalosport, de la Infor, care este de vânzare. Și care cred că se face un mall acolo. Se face un mall, dar nu știu exact ce statut va avea acest teren, dacă va rămâne separat sau nu, pentru că el se află în continuare în circuitul sportiv, ca și stadion. Cei cu mall-ul ori l-au achiziționat și vor face. Eu cred că se rezolvă, că mai e un mall acum construit undeva pe micro 40 acolo, era un fost teren de fotbal acolo. Da, da, dar de atunci am înțeles că totul s-au înăsprit sancțiunile și nu se mai poate așa ușor scoate din circuit. Mai avem terenul de la posta Victoria TC. E viran acolo. Teren viran, dar el este în circuitul sportiv. Eu m-am interesat, la fel se regăsește la un executor sau ceva de genul ăsta. Și are un preț. Cel de jos, de la ar CFR. Ar fi cel de la, al CFR-ului. Are am la fost, a fost personal, paragină. L-am văzut foarte bun. Noi cu Salberu, când eram noi la început, acolo făceam antrenament. Plecam de la Portul Roșu, veneam la jos, după linia de tren și făceam antrenamente acolo. Este o bază sportivă care ar putea fi pusă în folosință. Te referi la cel acel de jos, teren de la, de la grădina publică de jos. Da. Bobori pe scări și acel teren, da. Este da, un teren da. Care se poate face e un bază. Teren pe care se antrena oțelul la un moment dat. Da, da, da. Și era chiar frumos, arăta exact. Frumos, cel puțin de sus. Exact. Nu știu, adică eu așa văd. Susținerea din partea autorităților n-ar trebui să fie niciodată parte financiară.
Pentru că până la urmă de asta am făcut niște cluburi autofinanțate, dar trebuie să ne asigurăm subsistența. Este, dar această problemă a infrastructurii mari poate fi rezolvată, cred eu, prin această implicare, prin achiziția acestor terenuri. Știu că sunt alte probleme din punct de vedere, cum să spun, al construcției, mă refer la siderurgistul care deja da. A început să se năruie acolo. Și n-am menționat Ancora, care chiar săptămânile trecute a fost scoasă la licitație. Stadionul? Stadionul Ancora. În întregime sau cu... Acolo nu mai știu care sunt. Există un litigiu. Știu că există un litigiu. O bucată de teren împrejmuit, s-a încercat acolo. Da, da, să nu uităm că la un moment dat inclusiv Oțelul Galați, când era în Champions League, se antrena acolo. Da, păi, deci baza a fost construită de Oțelul și special. Și se poate și acum, cel puțin pentru antrenamente, atât pentru seniori, cât și pentru juniori. Nu vorbim neapărat de jocuri oficiale. Dar pentru antrenamente sunt bune, sunt foarte binevenite astfel de baze. Da. Și apropo, fiindcă ați menționat numele clubului Oțelul, știu că aveți încheiat un contract de colaborare la nivelul copiilor și juniorilor cu Oțel, nu? În ce constă? Da, noi am căutat în permanență să găsim o platformă pentru copiii noștri și cred că asta este cel mai sănătos lanț. Automat, eu cel puțin sunt suporter Oțelul de foarte mic. Prima dată când am descoperit fotbalul la câțiva ani, Oțelul m-a atras foarte mult și am mers pe stadion și merg și sunt, îmi doresc extraordinar de mult să revină la gloria de altă dată. Cel mai frumos moment din istorie a fost acel câștigarea campionatului. Am fost pe stadion și m-am bucurat extraordinar de mult și acum sufăr când văd că încă se chinuie să răzbată în ligile superioare. Au venit și ei cu această propunere și am fost foarte fericit să discutăm cu ei și să încheiem o colaborare, pentru că așa cum vă spuneam, cei doi copii care au ajuns la echipa națională și sunt proveniți de la Șoimii Dunăreni, activează la echipe din alte orașe. Și aici este un pic supărarea mea, pentru că nu am avut o platformă în Galați la acel moment. Da? La acel moment Oțelul era în Liga 4, nu exista în Liga 3, sau exista o echipă care s-a desființat până în 2-3. Nu aveam o platformă. Și atunci a trebuit să plece la București sau la Brașov, ulterior la Sfântul Gheorghe. Când ar fi putut să rămân în Galați și am fi putut să reconstruim o echipă din proprii juniori. Să nu uităm că Oțelul a luat campionatul, având în componență peste 80% jucători proveniți din propria pepinieră. Da, dacă să fac o paranteză, cluburile din Galați care au echipe de seniori, în speță CSM-ul și Oțelul, ar trebui să vină cât mai aproape de cluburile private, să zic așa, pentru că au fost cazuri în care copiii cu niște calități care au putut să facă pasul către seniori, nu au fost lăsați de către părinți să plece în alte orașe. Din ce motiv? Departe de casă, departe de părinți, stau la cămin. Și din acest motiv, din punctul meu de vedere, ar trebui cei care au echipe de seniori să uite și către cluburile private, că de acolo își pot lua copii foarte buni să crească și ei ca și club. Da, a fost perfect atunci în 2011, fiindcă exista toată piramida fotbalului gălățean pusă bine la punct. Piramide pe care ai urcat și tu, nu? Că tot așa ai FCM Dunărea, Liga a doua, apoi ai făcut pasul la prima ligă la Iași. La Iași, da. Dar oricum exista această piramidă și dădea posibilitatea copiilor să o ia pas cu pas, așa, să crească. Dar la momentul ăla trebuie să ținem cont că erau, cred că, două echipe de Liga 3-a, foarte bune. Echipa de Liga 2-a, Dunărea Galați, și prima echipa Galațiului, Oțelul, unde puteai să te duci tu ca și copil. Acum unde aspiri să pleci? La Oțelul sau la CSM?
cei de la Oțelul sau de la CSM ar trebui să arunce un noi și către cluburile private sau să facă cumva un parteneriat cu aceste cluburi, pentru că de acolo pot crește copii foarte, da, foarte frumos. Aici vreau să mai intervin cu ceva. Așa cum ai menționat mai devreme, noi am dat mulți copii la CSM. Grupa de 2005, acum sunt cei de la Under 17, în mare parte sunt copii proveniți de la noi și dați cu transfer către CSM. La momentul respectiv s-a discutat de un protocol. Am tot solicitat acel protocol, în fine, nu s-a realizat. Deci, practic, nu avem niciun protocol scris. Aici vreau să fac o paralelă cu ce am văzut prin alte țări. Dacă s-ar organiza foarte bine, structural, piramida aceasta despre care vorbeam mai devreme și ar fi foarte bine stipulată în anumite documente respective, un protocol foarte bine pus la punct, analizat de toate părțile și să aibă avantaje pentru toate părțile implicate, nu doar pentru una, atunci lucrurile, vă spun, ar sta mult, mult mai bine. Și aici la ce mă refer? Dau un exemplu scurt și revenim la situația noastră de aici. În Olanda există mai multe etape pentru un junior. Juniorul aparține de un club, dacă este bine văzut, este luat la o selecționată regională și dacă este foarte bun și acolo, se duce și la o selecționată națională. În schimb, el face antrenament la acea selecționată regională la un alt club. Acel club niciodată nu o să-l ia. Ceea ce la noi se întâmplă. Nu o să-ți ia copilul dacă este mai bun. Asta s-a întâmplat cu toate cluburile din Galați. Dacă a avut un copil mai bun, a fost luat pentru că legislația nu ne permite altfel. Nu ne permite să-l ținem, eu știu, să beneficiem de ceva. Și atunci, eu consider că dacă CSM-ul, să zicem că da, vorbim de clubul primăriei, CSM-ul ar face un protocol cu toate cluburile și de la o anumită vârstă să înceapă să-i selecționeze, să se antreneze sub egida CSM, CSM să aibă prima opțiune pentru folosirea acelui copil, pentru transferul acelui copil, dar totodată să se stipuleze și o anumită sumă de bani pe care să o ia clubul de juniori în cazul în care acel copil va fi vândut de CSM și care să ajute acel club în dezvoltarea propriei infrastructuri pentru a scoate alți copii la suprafață. Asta este lanțul. Nu cred că cineva se gândește, nu că nu-și dorește, că va deveni bogat dintr-un club de juniori. Nu ăsta este obiectivul. Dar orice ban venit la un club privat ajută în dezvoltare. Da, probabil ar lua și, cum să spun, din presiunea asta asupra bugetului orașului, ar prelua o astfel de inițiativă, fiindcă, iată, văd că sunt finanțate, chiar văzusem azi în presa locală, un tabel unde sunt suficiente. Sunt câteva cluburi private care primesc finanțare, nu sume foarte, foarte mari, dar... Nu sunt foarte mari, dar v-am spus, din punctul meu de vedere... În afară de cluburile strict 100% private, din punctul meu de vedere, nu ar trebui finanțate cu bani. Uh-huh. Ar trebui, în schimb, da, ar trebui să li se ofere sprijin în infrastructură, în primul rând. Da, fiindcă până la urmă vorbim de copii gălățeni, nu vorbim de altceva, de o marfă vandabilă, nu? Vorbim exact de copiii Galațiului care au tot dreptul, nu, să beneficieze de bazele sportive din Galați, fără a fi constrânși să, știu eu, să treacă de la un club la altul sau așa mai departe. Da, și gândiți-vă până la urmă și la urmă. Deci propunerea de ta ar fi la modul CSM să facă o selecție la toate cluburile private, dar acei jucători în acte să... Da.
aparțină de clubul formator. Exact, exact. Și cred că același mesaj iar de fapt echipa FCM-ului să reprezinte orașul în competițiile naționale, juniori A, B, unde exact deja apar cheltuieli mai mari de și investiții mai mari, și atunci cluburile acestea private nu pot să trimită astfel de cluburi în competițiile naționale. Iar pe plan sportiv, toată lumea implicată în fenomenul ăsta știe că echipele care câștigă campionatul județean ajung la fază, la faza interjudețeană pe zonă, întotdeauna cu echipa din Constanța, spun echipa pentru că este doar una, da? Vorbim de Academia lui Hagi. Și șansele sunt infime de a trece mai departe, pentru că acolo este o selecționată din jumătate de țară. Cealaltă jumătate în vest au alte academii și nu vin până aici, mare parte din ei. Dar jumătatea asta de țară, cei mai buni copii din Galați au fost preluați de la toate cluburile de la noi, au fost preluați de academie. Când te duci cu un singur club, da, cât este de bună echipa și legată, este foarte greu să treacă de acea selecționată. Și atunci cred că ar trebui chestia asta să se facă, să plece un club, cum ar fi CSM-ul, Oțelul, că și la Oțelul ar putea același lucru. Protocolul să fie legat tot așa, de avantaje reciproce. Teoretic, cei de la CSM spun că ei cresc copiii și juniori ca să meargă la Oțelul Galați. Păi ăsta este lanțul, ca să zic așa. Cam asta ar trebui să fie scopul final. Oțelul Galați este... Da, toate aceste cluburi să lucreze în favoarea unei echipe reprezentative pentru orașul Galați. Este foarte ok în teorie. În practică, cred eu că ar trebui să existe o legătură mult mai strânsă la nivel de, nu știu, de tactică, de modul de a antrena de la cei mai mici până la cei mai mari. Adică crești niște copii, dar trebuie să-i crești în același spirit. Eu vin și spun că nu numai infrastructura aceasta mare e marea problemă a copiilor gălățeni. Eu spun că și acea infrastructură mică de care noi la vremea noastră beneficiam. Da? Da. Noi ne duceam, jucam în curtea școlii. Apropo, Craif a întrebat unde a învățat fotbal, la ce club. Și el a spus, păi eu făceam 2-3 antrenamente pe săptămână, câte 2 ore la club. Și restul în fiecare zi stăteam 4 ore pe stradă cu prietenii, jucam fotbal. Unde am învățat fotbal? Pe stradă. Da. Noi, la fel, în curtea școlii, pe Maidan, pe celebra Maracana, acolo am învățat fotbal. Astăzi copiii ce fac? Eu sunt convins. Ciprian, tu ești antrenor, da? Bănuiesc copiii aceia pe care i-ai în pregătire. Sunt strict limitați la orele care le asiguri tu, nu? Da. În rest, acei copii se mai duc să... Am fost săptămâna trecută, ca să dau un exemplu de infrastructura asta care era odată bine pusă la punct, adică cum ați spus că să jucau în curtea școlii majoritatea copiilor, am fost să văd un copil de-al meu unde se joacă. Se joacă pe un teren făcut de primărie, foarte mic, într-adevăr, din suprafață moale, din tartan. Numai că acolo s-au înghesuit, pe acel teren se înghesuiau, cred că vreo 20 de copii, suprafață foarte mică. Este singurul teren din cartier unde se pot duce să distreze. Unii dintre ei jucau basket, unii jucau fotbal. Unii... Te referi la Parcul Viva, bănuiesc, nu? Nu, la Viva este, să zic așa, în Țiglina 1. Nu știu exact ce școală este acolo, pe partea dreaptă, exact la piață, pe partea dreaptă. Este un teren mic din tartan. Am fost acolo să văd unde își petrece copilul timpul, în afara orilor de antrenamente și de școală. Și este foarte puțin pentru câți copii erau acolo. În schimb, nu se mai pot duce la școală. De ce? Au fost închiriate de anumiți privați, s-au făcut terenuri sintetice, nu le mai dă voie să intre. Sunt copii care mi-au spus, sărim gardul, nu ne vede gardianul, sărim gardul, mai jucăm în fotbal o oră, două. Și cam ăsta este, nu știu, timpul petrecut de ei la momentul ăsta, în afară orilor de antrenament. Da. Și este trist, să spun așa, să nu mai ai, eu știu, într-un weekend în care nu ai antrenamente, să poți să mergi cu copiii să te joci în curtea școlii. Pentru orice domeniu de sport, nu neapărat pentru fotbal. Basket, volei, handbal, orice, cum erau pe vremuri la școli.
Și asta este un minus, eu știu, din punctul meu de vedere, un minus al celor care conduc destinele, eu știu, orașului pe parte sportivă. Ar trebui să se facă ca pe vremuri, să dea drumul la terenurile de eu știu, de sport din curtea școlilor și să lase copiii să facă sport. Pentru că, la momentul ăsta, vedeți dumneavoastră, toată lumea e pe tabletă, pe calculator. E o concurență foarte mare, da. Da, și e păcat. Sportul este sănătate și la noi, copiii, când vin de mici copii, adică nu vin, gata, au ajuns fotbaliști direct. Vin să facă sport, în primul rând. Și asta este cel mai important. Da, și copilul ar trebui să vină cu un mic bagaj acolo de cunoștințe fotbalistice, iar la club el să fie, cum să spun, finisat, pregătit. Pregătit, să primească alte cunoștințe de ordin și tehnic și tactic, încet, încet, să deprindă... În primul rând să învețe să alerge. Păi asta era o mare problemă, fiindcă am auzit foarte mulți antrenori, și nu numai din fotbal, ci de la alte sporturi, vin copiii care nu știu să alerge efectiv. Deci fac un pas saltat și cad în nas. Da, este adevărat. Păi da, dar asta și pentru că... Inclusiv la grădiniță și la școală, la grădiniță, că e foarte mic copilul, dar la școală sunt duși cu mașina până în fața porții. Și preluați la sfârșitul programului. Acea vorbă cu, știți, cheia în gât, cum am crescut noi ca și generație, nu era vorba de aceea cheie, cât era vorba de această independență pe care toți o aveam. Ne duceam singuri și la școală, într-adevăr, nu, poate nu era traficul de acum. Dar îi văd până și la liceu. Dacă ajungi la ora de ieșire din ore, o să vedeți o grămadă de mașini cu părinți care își preiau copiii chiar și de la liceu. Da, e bine. Noi ne duceam la antrenamente pe jos. Iarna, de exemplu, nu mai circulau troleibuzele. Și veneam din Mazepa. Dar Ciprian și alți colegi veneau din Micro 21 până la Portul Roșu, pe jos. Și nu puteau să taie orașul, că erau și acele zone mai rău famate în anii 90. Și veneau pe Brăilei, toată strada Brăilei și toată strada Domnească. Cu bicicleta? Cu bicicleta când nu era zăpada, de 2 metri. Da. Dar pe zăpadă noi așa făceam. Ne duceam la antrenamente, pe jos. Veneam de la antrenamente după efort, tot pe jos și ne duceam direct la școală, eventual. Și pentru noi era bucurie mare când ningea, fiindcă să joci fotbal pe zăpadă era o plăcere. Da, astăzi nu cred că... Da. Iar, nici nu prea mai ninge, dar... Să știți că chestia cu școlile, ce vorbeam mai devreme, în foarte scurt timp se termină absolut toate contractele cu privații care au avut terenuri sintetice. Am înțeles să închid, dar problema, am înțeles că a început să devină, să se ducă pe partea, eu știu, directorilor de școli care nu acceptă în afara orelor de program copii, chiar și proprii copii nu au voie să intre. Sunt... Da, ei se tem de distrugeri, de vandalizări și așa mai departe. Asta e motivul invocat. Chiar am avut o discuție cu domnul primar și dânsul chiar a spus că o să discute cu acești directori, pentru că nu este normal așa. Sunt săli de sport noi, făcute de primărie, care nu pot fi folosite, nu pot fi închiriate, pentru că o parte din directori nu doresc să se lege la cap. Nu, sunt chiar cluburi sportive care nu au unde să antreneze, exact, când e sala sporturilor ocupată și nu pot avea acces în aceste săli de sport. Iar directorii școlilor spun că se distrug anumite chestii, se sparg geamuri. Și spunea și domnul primar, spunea, da, ok, dacă sparge un copil, că până la urmă un adult sau un copil, oricare ar sparge, dar dacă sparge un copil, primăria trebuie să plătească. Dacă ar sparge componentul unui club care închiriază acea sală, cu siguranță se va plăti. Se va plăti, plus că va aduce și iar niște bani pentru mentenanța acelor spații. Da, e o mare problemă asta pentru copii, fiindcă, v-am spus, și eu cred că și acel copil pe care tu, Ciprian, spui că l-ai urmărit unde se joacă, cred că e unul din puținii care mai face sport și în afara orelor de antrenament. Înainte ar sta toată ziua pe teren. Nu are unde. Și ies în parc cu tatălui,
în weekend, când nu sunt antrenamente sau imediat după școală, că nu o facem în fiecare zi antrenamente, este normal, ies în parc cu tatălui să joace, pentru că lui asta îi place, să joace fotbal, dar nu are unde. Da, din păcate, iată, nu există acest interes. Am înțeles că există în alte orașe mai dezvoltate din alte țări, sunt terenuri de sport la tot pasul. În da, cartiere. Și eu am fost în vedem de altfel și filmele americane, că se duc când vor să joace basket, au acolo în cvartalul lor de blocuri, au terenuri unde pot să în Suedia, de exemplu, sport. Am văzut terenuri mari în fiecare comună, puse la dispoziție de primărie la liber. Da, dar din păcate asta e problema în România. Dar să vă întreb, când ați construit baza sportivă și dacă a fost o necesitate pentru dezvoltarea clubului? Clar, că de aici am și pornit. Cum spuneam, baza piramidei, am spus că poate fi construită doar prin această bază sportivă. Ea conține momentan două terenuri, dar cu ajutorul unui prieten și partener de al nostru va avea patru terenuri în curând. Deci va fi mult mai mare și ne va ajuta și pe noi să dezvoltăm mult mai multe grupe de copii. Această idee a plecat din această necesitate de a avea un loc al nostru de antrenament, de a nu mai depinde de ceea ce discutam mai devreme, de această aglomerare a infrastructurii puse la dispoziție de către primărie. Ca și business e avantajos să ai o astfel de bază, sincer acum? La un moment dat devine, da, și se poate autofinanța. Asta a fost. Deci în afară de antrenamentele de copii, terenurile se închiriază celor dornici de a exact. Practica sport. Exact. Noi am pus o limită ca și timp pentru a nu avea probleme cu a perturba orele de antrenament. Și nu închiriem decât de la o anumită oră în sus. Dar iar acele închiriere ajută la mentenanța și dezvoltarea bazei în continuare. Tot noi din autofinanțare luăm tot ce înseamnă materiale. Eu știu, mai apar anumite reparații de făcut acolo. Totul este din autofinanțare. Întreținerea terenului, care e foarte important. Adică terenul, dacă se folosește la, eu știu, de dimineață până seara, trebuie întreținut. Cu granule, cu... Apare și uzura. Uzura la asta. Și, cum spune și Paul, banii să reinvestesc. Dar în timp va deveni și este o afacere profitabilă, dar în primul rând, important este că cei mici au unde să facă fotbal pe un teren care din punctul meu de vedere nu prea există în Galați. Mă refer ca suprafața de joc. Este un teren, o suprafață nouă, teren sintetic cu granule, adică este o suprafață moale pentru ei. Pentru că am fost și făcut antrenamente și eu la începuturile mele când am venit alături de Paul la diferite școli. Suprafața de joc era deplorabilă, deci tot așa se făceau foarte multe antrenamente, nu se mai întreținea și... La un moment dat a ajuns să se rupă chiar și sinteticul, nu mai existau granule și pentru copii este foarte, foarte, nu știu, le dăunează genunchilor, gleznilor și nu este ok. Din punctul meu de vedere, suprafața de joc la acea bază este prielnică pentru copii. Poate dăm idei și altora care să investească într-o astfel de afacere, poate măcar așa apar mai multe terenuri, măcar la, știu, zona limitrofă orașului, fiindcă... E clar. Pentru o bază sportivă de minim două terenuri, ai nevoie de o suprafață foarte mare. Da. Și e chiar... Noi chiar le spuneam tuturor că am fi bucuroși dacă ar mai apărea baze sportive, pentru că toate contractele cu școlile, cum vă spuneam, expiră în curând. Și nu vor mai fi terenuri nici pentru copii și nici pentru cei care vor să, pentru adulții care vor să practice fotbalul și la nivel de amator. Plus de asta ar mai fi un avantaj pentru grupele mari.
ar putea să folosească bazele sportive, terenurile mari și cei, pentru că pe terenurile mari, la momentul acesta, sunt și cei mai mici, care ar putea să joace pe terenuri mai mici. Mai mici și cei mari să facă pe cele mari. Am înțeles că pe bazele municipalității se antrenează câte 4 echipe odată. Da, păi noi am fost în situația asta la un moment dat, exact înainte de a-i transfera pe cei de la grupa de 2005 la CSM, am fost în situația de a ne antrena pe jumătate de teren două echipe care a doua zi aveau un meci una contra celelalte pe tot terenul, 11 la 11. Și trebuia să facem tactica meciului pe un sfert de teren. Iar acei copii jucau pentru prima dată cu offside-ul la nivel de seniori. Și a doua zi vă dați seama că erau foarte bulversați când se fluiera offside. Ei jucau până atunci la careu, iar acum se juca pe toată jumătatea adversă. Da. E foarte greu să îi înveți. Și problema e că ajung mai departe, ajung în alt oraș sau altă țară mai dezvoltată din punctul ăsta de vedere și acolo se vede diferența mare. Da. Înțeleg că vreți să extindeți clubul și să formați mai multe grupe. Cu ce antrenori? Da, suntem în, cum am spus, în dezvoltarea clubului. Vrem să atragem cât mai mulți copii alături de noi și pentru acest fapt am ales să aducem lângă noi doi viitori antrenori ai clubului. Unul dintre ei, Laurențiu Iorga, fost campion al României, fost coleg, adică eu am fost coleg cu el mai degrabă, și Ștefan Adamache, care vor veni în sprijinul nostru, ne vor ajuta ca să creștem ca și club, să creștem copiii așa cum ne dorim. Și unde veți face selecția? Cum veți selecțiile face selecția? Deja le-am început și online și către școli, prin, nu știu, mergem la diferite școli, încercăm să atragem cât mai mulți copii. Pe online am promovat foarte mult. Acum sperăm ca alături de noi să vină cât mai mulți copii, să ne putem, nu știu, să putem, ne putem dezvolta și să-i creștem și pe ei în spiritul ăsta al fotbalului. Și de ce nu să ajungă fotbaliști, cum de altfel de la clubul nostru și eu la fel visez ca și Paul, pentru că eu am făcut parte dintr-o generație foarte bună, Salbero, și am ajuns din acel club, cred că 70% în primele două ligi ale României. Asta îmi doresc și eu personal, ca cei care vin alături de noi, prin copiii care avem, să-i creștem frumos și să-i ducem către performanță. Asta este obiectivul meu, scopul meu, dacă se poate. Da, am înțeles că vreți să-i luați chiar de la vârste mai fragede, nu? Acum. Da, aici facem legătura cu ce vorbeam mai devreme. Unul dintre avantajele copiilor din ziua de azi față de noi e că încep mult mai devreme fotbalul. Și încep automat pe aceste terenuri sintetice. Normal că sunt mai în siguranță și sunt condiții mult mai bune decât ce aveam noi. Jucam pe betoane, pe stradă, pe Maracana. Și ei încep să vină de la 4-5 ani. Într-adevăr, îi ajută foarte mult în dezvoltarea lor ulterioară. În primul rând vor învăța să meargă, să alerge. Ceea ce vorbeam, să alerge. Noi alergam pentru că de la 4-5 ani alergam pe Maidan, dar ajungeam într-un cadru organizat după vârsta de 8-9 ani. Nu eram primiți la vârste mai mici. Acum ei vin de mici și la 8-9 ani unii dintre ei chiar, să știți, că sunt foarte bine puși la punct. Dar ajungem la în același punct de care am vorbit mai devreme. Părinții își doresc să-și aducă copiii la vârste atât de mici. De ce? Nu mai au unde să-i ducă să joace fotbal. Le e frică să nu stea prea mult în fața calculatorului, să nu aibă alte activități, nu știu, care le-ar dăuna. Și sunt părinți care mă sună și mă întreabă, pot să-l aduc și eu la 4 ani, 4 ani jumate. Din punctul meu de vedere, sunt destul de mici pentru a începe, eu știu, un sport ca și fotbalul. Dar, cum a spus și Paul, ei pot veni să învețe, să alerge,
să învețe să facă diferite, să se dezvolte ca și... Exact ce vorbeam, deci ora de joacă. Sau cum spune joacă, noi, grupa de inițiere, grupa sau de, eu da. Îi spun și clasa zero. Exact cum au făcut la școală, acea clasă zero, să pregătească școala, așa ar trebui... Noi așa venim în sprijinul părinților care cer acest lucru, pentru că nu au unde să-i ducă. Noi îi ajutăm pe ei ca să-și crească copiii așa cum vor. Și să, pentru că din ce am auzit la școli, nu prea se mai face educație fizică cum se făcea pe vremuri. Și cred că părinții văd în copiilor că nu se dezvoltă cum ar trebui și din acest... Apelează la voi. Apelează da. La noi, da. Bun. Mie nu rămâne decât să vă urez mult succes. Așteptăm cu interes să văd ce program special pregătiți. O să vă facem invitația. De noi mulțumim, vă mulțumim pentru invitație. Voiam să transmit și că pentru cei care ar dori să-și trimită copiii la fotbal, dacă ar dori la clubul nostru, ne pot găsi pe Facebook, pe pagina PC Șoimii Dunăreni. Vom fi prezenți și în zilele și săptămânile următoare în școli și grădinițe, împreună cu antrenorii de care am și pomenit mai devreme. Ciprian aici lângă mine va fi în steagul. Așa, vom fi toți prezenți și încercăm să aducem cât mai mulți copii către sport, în primul rând. Mai departe, dacă vom avea și rezultate, suntem cu atât mai bucuroși. Mulțumim pentru prezența în studio, mult succes să realizați ce v-ați propus. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O zi cât mai bună în continuare. La revedere!